Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi cred că am o misiune ușoară. Atunci când întâlnești oameni care sunt atât de direcți și vorbesc atât de liber și știu de la început ceea ce vor spune ca să ajungă la obiectivul pe care și-l propun, totul devine mult mai simplu și dialogul e mult mai natural. Alături de mine îl avem astăzi pe Călin Georgescu. Bine ați venit în studioul nostru! Mulțumesc pentru invitație! Bună ziua! Cred că o să-mi faceți viața ușoară, nu o să fie greu. Și pentru că știm istoricul dumneavoastră, nu cred că e nevoie să vă prezint foarte mult, pentru că lumea știe cu cine stă de vorbă și cât de implicați sunteți în ceea ce înseamnă viața sociopolitică a României. Dar aș merge țintă, exabrupt, așa cum se cheamă titlul emisiunii, către o întrebare dificilă. Vă aduceți aminte cum a câștigat întrebarea decisivă în duelul pentru fotoliul prezidențial între Emil Constantinescu și Ion Iliescu? Domnule Călin Georgescu, credeți în Dumnezeu? Absolut. 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 Cred că trebuie dezvoltat, pentru că dumneavoastră ați făcut în anumite emisiuni referiri și la originele nației noastre. V-ați dus într-o zonă care excede creștinismul și cumva trebuie să le unim pe amândouă. Avem niște repere ale nației noastre și ne ducem în istorie, dar ne raportăm la ortodoxie, la creștinism astăzi, pentru că așa se raportează toată țara și suntem preponderent ortodox și ținem la lucrul ăsta și ținem să-l punctăm. O să vă spun un lucru. Dumnezeu așteaptă de la noi credința ca să-L onorăm prin credință. Și atunci El ne va onora prin fapte. Așa încât este absolut firesc, este în firea lucrurilor să crezi în Dumnezeu și acum atenție, să crezi înainte să vezi. Că se spune, zice, să vezi, să nu crezi. Eu spun că trebuie să fie să crezi și apoi să vezi. Dar e posibil? E posibil? Absolut. Păi numai așa se poate. Tocmai asta este vrerea lui Dumnezeu. Vrerea, exact ce v-am spus mai devreme, să-L onorezi prin credință. Și l-am cunoscut, a fost un mare prieten al meu, mare de tot, uriaș, pe omul de cea mai mare încredere, mâna dreaptă, pot să spun, al părintului Iustin Pârvu, pe care sigur l-am cunoscut de asemenea foarte bine. Și pe el chema monahul Atanasie. A murit înaintea părintelui Iustin. Și am avut multe convorbiri fabuloase referitoare la credință și la ce înseamnă neamul care a stat în acești piloni principali. Pentru că asta a fost neam, credință, Dumnezeu. Și îmi spunea, zice, în pușcările comuniste au rezistat, n-am suit asta toată viața, zice, au rezistat doar cei care aveau credință. Și atunci eu m-am grăbit să vin în întâmpinare să spun, da, așa este, zice, nu te grăbi. Nici aceia nu au rezistat toți. Au rezistat doar cei care aveau credință ad absurdum. Ori acesta este răspunsul la întrebarea dumneavoastră. Până nu ai credință ad absurdum, ca să înțelegi că înțelepciunea este modul în care descoperi că nimic nu trebuie descoperit. Da? Deci asta înseamnă înțelepciunea. Nu ai nevoie să descoperi nimic. Pentru că totul este lăsat de Dumnezeu. Aici este cheia. Și momentul în care simți acest lucru, îl trăiești de plin, atunci realizezi că omul nu doar s-a născut liber și nu doar tinde către libertate, ci el însuși este libertate. Exact contrariu la ceea ce este astăzi și la ceea ce se va schimba. Pentru că Dumnezeu va schimba această omenire lăsată
categoric liberul arbitru, așa cum i-a plăcut să lase la om, numai prin schimbarea în conștiință. Și asta înseamnă credința ad absurdum. Atunci de-abia atinzi către eter. Atunci intri pe o platformă în care te descoperi. Ca să știi cine ești, trebuie să afli, în primul rând, să-ți afli interiorul. Deci n-ai cum să știi cine ești dacă tu însuți nu realizezi despre tine interiorul tău. Știți că a fost, e chestiunea aceea, zice, iubește-ți dușmanul, nu? Nu? Este... Da. Și m-am întrebat și eu, domnule, m-am întrebat de foarte multe ori, enorm de multe ori și ani. Cum adică? Nu? Iubește. Și atunci am realizat, la un moment dat, că trebuie să mă iubesc pe mine. Dușmanul sunteți dumneavoastră? Principalul. Principalul suntem, dușman? Pentru că până când nu realizăm această credință ad absurdum, ești în propriul ego, ești în propria minte. Îmi place cum ați formulat și chiar ascultam un călugăr foarte tânăr care spunea că în, unde greșesc cei mai mulți oameni este acolo că îl caută pe Dumnezeu, când de fapt Dumnezeu ne caută pe noi. Noi deja știm ceea ce avem de făcut, doar că nu conștientizăm. Deci bănuiesc că vă referiți la faptul că trebuie să credem că ne va găsi Dumnezeu pe noi și ne va îndruma să schimbăm realitatea în care ne aflăm în momentul de față. Nu. Știți cum e? Îl găsești atunci când căutătorul dispare. Atunci când nu mai insiști asupra căutării. Exact. Deci când nu mai insiști și căutătorul dispare, l-ai găsit. Are legătură cu nația, cu originile noastre, faptul că suntem un neam mai profund, am rămas totuși de-a lungul istoriei noastre preponderent creștini? O, absolut. E același răspuns ca la prima întrebare. Pentru că getodacii, care am semnat piata de temelie, nu doar a noastră ca neam, ci a întregii Europe, atunci când țările, cel puțin din Europa, vor vrea să-și cunoască origine, se vor lovi de civilizația getodacă și de limba bătrână. Este foarte important asta. Pentru că originile tuturor limbilor vorbite în Europa pleacă din limba română. Deci noi am fost piata de temelie, am fost hotar și temelie de civilizație. Noi înșine am fost o civilizație, chiar dacă gânditorul de la Hamangia, astăzi este hosul de la Hamangia, dar este vremelnic pentru o perioadă de trezire, pentru o perioadă în care trebuie să conștientizăm că în ciuda aparențelor, cei care, nu știu, ne vor rău, sunt împotriva intereselor țării, care abundă, toate știrile astea abundă permanent în fiecare zi, s-ar putea să le mulțumim într-o zi. Pentru că ei contribuie la trezirea acestui popor român care este iminentă. Credeți că ne fac un bine prin... Noi vom păși, nu ai cum până nu te trezești, până nu te lovești cu capul de tavan, n-ai cum, să știți. Puteți să faceți asta? N-ai cum. Lumea se trezește doar prin șoc. Ea nu se poate trezi prin fluența pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o a conștiinței. Nu poate să facă asta. Și neputând să facă asta, se trezește prin șoc. Și atunci șocul vine atunci, cum se spune, când îți ajunge cuțitul nici măcar la os, ci în os. Atunci lumea se trezește. Și deja s-au trezit foarte mulți. Conștiința este cheia credinței. Știți care este definiția credinței? Creativitate. Fără creativitate, care înseamnă conștiință pură, nu ai cum să te trezești. Ați înțeles? Ființele umane, în esența lor,
Dacă nu sunt conștiente, nu există. Deci este doar o trecere frugală, periodică, pe care de-aia nici nu se înțelege pâinea noastră cea de toate zile, pe care oamenii o iau material, corect? Pâinea noastră cea de toate zile este lumina cea de toate zilele. Și atunci, sigur, nu te duci să iei lumina materială, ci, ați înțeles, o iei pe cea spirituală, trezirea în interiorul tău. Asta înseamnă că de aici vine și faptul că Hristos a înviat, că spui Hristos a înviat, dar nu crede mai nimeni. O spune într-un mod, știți, de metodă, de inerție. Păi dacă El a învins lumea prin a înviat și a învins lumea și a trecut, nu? Noi de ce ne este frică de moarte? Și ne este frică datorită lumii materiale. Pentru că lumea materială, de fapt, astăzi a subjugat întreaga omenire. Asta este ideea. Ați apăsat pe două cuvinte cheie, limba română, și apoi ați mai adăugat și creativitate. Stăm prost la creativitate. Ultimele studii ne arată pe poziții foarte îndepărtate de ce înseamnă creativitatea în Europa în momentul de față în ceea ce îi privește pe copii. Educația și școala sunt elementele principale alături de familie. Ne îndepărtează de primele poziții și vedeam cât de departe este Finlanda în ceea ce privește creativitatea față de România, Bulgaria, două țări care, datorită materialismului de care vorbeați, ne depărtăm de ceea ce înseamnă educație și școală. Cum vedeți aspectele astea? Pentru că e mare diferență între școală și educație și mai ales între ceea ce primim de acasă. Școala nu are nimic de a face cu educația. În esență, școala transformă copiii în copii. Și ea este un instrument în mâna unor păpușari în care copiii sunt transformați în argați. Ei nu sunt liberi. Școala este un loc care te uniformizează cu un obiectiv precis. Pentru că societatea, mai ales cea care își arată rezultata astăzi, și anume lupta împotriva lui Dumnezeu, aici s-a dus și Dumnezeu, am spus-o de nenumărate ori, n-are cum să fie învins și n-are cum să fie înlăturat, asta își doresc ei. Deci lumea aceasta globalistă, lumea oligarhilor, a făcut din școală o unealtă. Știți că atunci când Iisus Hristos a fost răstignit, cei care au operat această acțiune, fie că a fost Pontiu Pilat, fie că au fost, da? Cei din, să spunem așa, din templele respective, după ce s-au bucurat o perioadă, a venit o întrebare. Dacă se mai naște unul, ce facem? Zice, da, că nu mai putem face ce am făcut cu asta. Că nu mai poți să... Și zice, ce facem? Păi zice, să inventăm ceva. Și atunci au inventat școala. Pentru că piesa de rezistență, vedeți, opusul curajului nu este lașitatea sau frica, este conformitatea. Și acesta este obiectivul principal al școlii, să conformeze. Și ce facem? Atenție, o reformăm? Pentru că nu să conformeze, să îi aducă pe toți la aceeași linie. Da, dar cum facem? O reformă? Asta spun. Și reforma înseamnă să înțelegi că educația, în esența ei, că de aici a trebuit plecat, înseamnă entuziasm. Entuziasm copilului. Și entuziasm înseamnă autocunoaștere, autocontrol, autodeterminare. De aceea Blaga spunea, majestos, formidabil, minunat spunea. Zice, aș vrea să joc
cum niciodată n-am jucat, ca să nu simtă Dumnezeu că sunt un rob încătușat. De fapt, aici este esența școlii. Ea produce sclavi. Totul se bazează pe notă, care este, de fapt, vă spun sincer, mai ales ca om de la catedră, cum vin, este o armă în mâna, de multe ori, a unor ignoranți. Relația ta cu tânărul este doar pe o singură linie. Sunt deschis cu inima mea să te călăuzesc către cunoașterea ta personală. Atât. Nu există altceva. Eu sunt deschis cu inima mea complet ca să te călăuzesc. Deci e doar o călăuză. Tu nu poți să impui ceva. Imaginați-vă, nu, că te duci la catedră, citești și obliști pe toți să spună la fel ce ai citit tu. Dacă nu ai spus, ai 4, dacă ai spus, ai 10. Tineretul astăzi este șansa și va fi categoric. El va răsturna toată această societate. Cu siguranță, sunt mulți care s-au trezit, foarte mulți, și din ce în ce mai mulți, în fiecare se trezesc mai mulți. Ei au nevoie de un obiectiv mare, mare, să fie legați de o cauză, de exemplu, salvarea țării. Au nevoie doar de obiectiv sau și de repere? Și ei, reperele, categoric au nevoie și de ele, lucru care a dispărut în ultima perioadă. Majoritatea sau plaja imensă a societății este bazată pe pseudocultură. Dar atâta cât sunt, așa cum spunea Mircea Eliade, după un popor rămâne doar cultura, aici este piesa de rezistență de care este frică sistemului, și uitați-vă peste tot, sunt două piese în care se atacă toată lumea. Creștinismul, respectiv ideea în sine legată de Dumnezeu, și naționalismul, cultura. Deci astea două sunt cele atacate. Și sunt atacate pentru că puterea unui neam, unei nații, stă în cultură și în familie. În familie este fortăreața pe care o duci permanent, lupta în fortăreață, în care, așa cum a lăsat Dumnezeu, așa va fi, tatăl este bărbat și mama este femeie, și indiferent ce vor face ei pe această linie, pe care o cunoaștem, în culorile curcubeului, noi ne întoarcem la ceea ce ne-a lăsat Dumnezeu. L-a lăsat pe Adam și pe Eva. Nu a lăsat pe Adam și pe Paul. Că nu avea cum. Și este un lucru simplu, pentru că, într-adevăr, se spune teoria lui Darwin că ne-am tras din maimuță. Dom'le, nu știu, e treaba lui. Știți, eu spun că pentru cei înțelepți, cum spuneam mai devreme, ne tragem din ceea ce ne-a lăsat Dumnezeu. Suntem creația Lui. Dar să zicem că cei care au această concepție în cap... Poate nici nu sunt incompatibile. Bineînțeles, fiecare e liberul arbitru, fiecare poate să creadă ceva. Întrebarea este simplă. Ce s-a întâmplat cu maimuțele că au rămas tot maimuțe? Deci dacă omul s-a tras din maimuță, înseamnă că maimuțele ar fi trebuit să dispară. Dar maimuțele nu au dispărut, ele tot maimuțe sunt. Dar unii dintre, mai ales prin zona asta a dramei istoriei care a fost clasa politică, sigur, se poate asemui cu această specie. Evident, nu poți să spui nu la așa ceva pentru că vezi rezultatele. Și atunci de-aia spun că procesul de trezire este iminent, pentru că lumea va realiza că nu vrea să-și mai conducă cetatea prin intermediari, adică prin maimuțe. Știți că societatea în momentul de față vorbește despre aceste atitudini pe care noi le vedem diferit sau putem să avem opțiuni diferite ca fiind democratice. Noi vorbim, și ceea ce ați expus dumneavoastră aici, vorbim despre păstrarea unui patriotism cultural și a unor repere fundamentale ale nației noastre. Sunt incompatibile și intervin aici niște aspecte care ne limitează, pentru că sunt foarte mulți care spun că rămânem în urmă pentru că nu acceptăm ideile acestea. Nu acceptăm ideile de
tată, tată, mamă, mamă, care trebuie scoase și să spunem părinte 1, părinte 2, despre ideea că trebuie să existe egalitate indiferent de orientările sexuale și așa mai departe, respectând identitatea noastră, ne pune într-o lumină proastă față de dezvoltare, față de anumite interese. Dezvoltarea este într-un singur sens, dezvoltarea ta interioară. Nu există altă dezvoltare. Evident, cei care promovează aceste lucruri de ideologie a societății de consum au în vedere, ca de obicei, interesul lor personal. Mai mult ca orice, oamenii și-au dorit puterea. Iar societatea actuală este o societate violentă. De ce? Pentru că ea se bazează pe consumerism. Și consumerismul înseamnă resurse și înseamnă sclavi. Sclavia nu a dispărut acum 250 de ani, sub nicio formă. Poarta Dakarului în Senegal, care transporta sclavi în Europa, acum sunt mai multe porți care din ce în ce mai repede se închid, pentru că oamenii și în special cel mai bogat continent din lume, Africa, s-a trezit și a pus stop colonialismului existent. Și se vede. Tu nu ai cum să te duci în Franța, unde practic astăzi, nu știu dacă mai vorbim de Republica Franceză, ci probabil de Republica Islamică Franceză, să nu înțelegem istoria ce a fost pe vremea pașoptiștilor, unde practic toate elitele noastre s-au construit în Franța, ce înseamnă limba franceză, ce înseamnă muzica, ce înseamnă cultura. Dar cultura franceză, dacă este eu numai pe aceasta, tu nu ai cum să o joci, nici cu Ahmed, nici cu Ismail, nu ai cum să faci lucrul ăsta. Este imposibil. Și atâta timp cât ea abundă de așa ceva, este exact ce v-am spus mai devreme, cultura, ce spunea Iliad, după un popor rămâne doar cultura. Adică este piatra de temelie, este identitatea, este de fapt ADN-ul nostru spiritual. Pentru că el se bazează pe experiența milenară acestui popor român. Suntem aici de peste 6.000 de ani. Și indiferent ce vor face, chiar dacă l-a anulat tot, chiar dacă suntem înconjurați în plastic, știți ce rămâne? Sufletul. Adică este exact esența pe care nu au cum să o scoată. Au încercat prin această pandemie de acum o scurtă perioadă de timp și sigur ceea ce mai plănuiesc în viitor. Dar nu are cum să meargă la nesfârșit. Pentru că sufletul este inima lui Dumnezeu și acolo n-au cum să ajungă. Și ce ne spuneți că vor mai încerca? Cu siguranță vor mai încerca. Și vor încerca în disperare. Se vede oricum din toate evenimentele existente astăzi pe mapa mond că clar, în primul rând, ați vorbit de democrație, vă spun precis, opusul capitalismului este democrația. Și cu asta am spus tot. Da, pentru că vorbim de interese străine, cred că ar trebui să aducem subiectul la o informație de actualitate. Văd că e mare supărare și în ceea ce se întâmplă la granițele noastre cu reacția Rusiei referitoare la ceea ce a decis grupul celor 7 G7 zilele trecute în Italia, referitor la redirecționarea celor 50 de miliarde către Ucraina. Cred că trebuie discutat un pic și despre faptul că BRICS-ul din care face parte Rusia. Așa. Și tocmai acum câteva zile, pe 10-11 iunie, a avut loc o întâlnire a miniștrilor de externe ale țărilor BRICS și toți vorbesc despre Națiunile Unite, despre Carta Națiunilor Unite. Toți vor să respecte aceleași principii, dar în spate se îngrijorează de reacțiile unul dintr-o parte în alta, la granița noastră totuși. Haideți să vă spun. În primul rând, o să vă dau răspuns la asta, dar să amintim celor care ne urmăresc că pe 9 iunie, deci luna aceasta, Arabia Saudită a închis definitiv contractul cu America
referitor la export, import pe dolar. Deci cu alte ocazie, cu această situație, cu această ocazie, dedolarizarea este pe topogan. Dar Arabia Saudită încă se mai gândește și la aderarea la BRICS, deși a fost invitată la începutul anului. Asta este în plus față de ce v-am spus acum. Este în plus. Ceea ce e cel mai important, v-am spus însă anterior. Deci dedolarizarea este pe topogan. Asta prima observație. A doua, G7 nu are ce să hotărască, că ei înșiși nu hotărăsc nici măcar pentru ei. În primul rând, G7 a distrus toată economia în Europa de Vest prin acțiuni total potrivnice națiunilor. A doua este că atlantismul s-a încheiat, asta se vede clar, și istoria acestui imperiu este în dărâmare avansată. Nu are ce să mai spună un grup care nu este făcut decât pe interese personale, care practic au, și toți ei în ansamblul lor, practic au distrus economia tuturor țărilor. Și pe urmă trebuie să ne uităm la ce a spus dumneavoastră mai devreme, la BRICS, unde bate la ușă, dincolo de cei care sunt, bate la ușă Thailanda, bate la ușă Algeria, bate la ușă Columbia, iată deja trei continente. Dar aș vrea să vorbesc doar câteva secunde de Thailanda. Știți, în limbajul local, în limba locală, Thai este liber. Thailanda este țara care nu a avut nicio colonie europeană, niciodată, pe teritoriul ei. Este o țară mare, este o țară frumoasă, cam de dimensiunea 70 de milioane de locuitori, Spania, Franța, și foarte bine poziționat. America, pentru o înțelegere pur scolastică, matematică, are cam 4,1% din populația lumii și cam mărime. Cei 95,9% au altă părere. Și cred că această părere că noi conducem lumea a trebuit puțin mai reținută sau mai rezervată. Pentru că la modul în care astăzi evoluează lucrurile și lumea se îndreaptă exact ceea ce m-ați întrebat prima dată, că unicul obiectiv este, în primul rând, să ne securizăm națiunile noastre și să ne raportăm strict la Dumnezeu, indiferent cum, ce denumire are funcție de țări, corect? Repet, atlantismul a pierdut. Și cu această ocazie, capitalismul, care nu a fost de fapt în esență decât un act practic de tiranie, care nu a făcut altceva decât transformarea persoanei, adică cea lăsată de Dumnezeu, persoana, în individ. Individul fiind doar partea robotică, partea legată de mecanică, simplă, de a puncta doar ce ți se spune. Acei sclavi fericiți care sunt în marile corporații și care practic inundă lumea prin simplu fapt că ei sunt siguri și pentru acest salariu pe care îl au lunar sunt capabili de orice. Dumnezeu nu te-a lăsat pentru asta. Dumnezeu te-a lăsat în primul rând pentru suflet, să ai o experiență în această viață, să te bucuri de ea, așa cum de fapt a fost lăsat pasărea să zboare. Cum a fost lăsat să fie fericit? Ori 99% din populația acestei lumi este astăzi nefericită. Pentru că a fost prinsă într-un acest matrix, ori matrixul înseamnă de fapt Occidentul, capitalismul, asta înseamnă matrixul. Și lumea vrea să iasă în acest matrix. Și asta se vede cu ochiul liber. Uitați-vă ce s-a întâmplat apropo de evenimente. De curând, de acum câteva zile, nu știu, ieri, în orice caz, președintele Putin, președintele Rusiei, este în vizită în Coreea de Nord. Deci se adaugă și Coreea de Nord lângă China, India, Iran. Bine, astea sunt niște forțe imense. Și vreau să punctez, cel puțin pentru interesul nostru, că de fapt asta sunt eu interesat, interesul țării mele. Nu ai cum să mergi mai departe fără diplomație permanentă.
Diplomație înseamnă să vorbești cu prietenii, vorbești cu omologii tăi, dar vorbești și cu adversarii tăi. Indiferent cine este acest adversar, dacă este acest adversar. În momentul în care tu ai doar one way, cum se spune, un drum care acela este închis, e drum închis, știți, ați văzut asta la pe stradă, știți, anumite străduțe, da, ca un drum închis. Ăla e drum închis. Ăștia nu realizează, pentru că ei nu văd. Și nu cred, în primul rând. Nici nu cred și nici nu văd. Apropo de ce vorbeam noi la început. Deci lasă Putin portițe spre... Pentru că am văzut o chestie foarte interesantă, o glumă a unui demnitar german pe internet, arătându-i pe Vladimir Putin și pe Kim Jong-un într-o mașină nemțească. Spuneau că fac reforma economică într-o mașină nemțească. Auziți, să ne referim cu predilecție la faptul că în Elveția a avut loc acea întâlnire pentru pace, în ghilimele spus. Nu s-a semnat nimic legat de pace zilele acestea. Da. Deci sunt 3-4 elemente importante. Prima dată este G7, care, cum v-am spus, a demonstrat că acest imperiu este deja pe moarte. Dar sunt estimări, totuși, nu vreau să vă întreb, dar sunt estimări foarte puternice care spun că prin 2027 G7 va avea produsul intern brut cumulat al țărilor componente mai mare decât BRICS-ul. Da, sigur că da. Așa se spune și că PIB-ul în România este în creștere și că viața tuturor românilor este extrem de bună. Nu? Așa spun toate datele. Da, e... Așa se spune că a fost un atac terorist asupra turnurilor din New York. Așa se spune că omul a ajuns pe lună. Chiar a ajuns pe lună, credeți? De ce n-am să mai dus niciodată după aceea pe lună omul? Aveți, v-ați pus vreodată întrebarea asta? De ce NASA a pierdut? Pur și simplu a pierdut. Asta este. NASA, sigur, nu este o instituție atât de puternică ca să avem pretenții să nu o piardă, dar a pierdut aterizarea cosmonauților pe lună. Și nimeni nu-și pune întrebarea de ce după acel episod nu ne-a mai dus niciodată pe lună. De ce am ajuns, apropo de ce a spus mai devreme, la cel mai mare grad de cunoaștere, așa cum se spune, sigur, pe media globalistă, care este în proporție 99% prezent în toate țările lumii, am ajuns la un mare grad de cunoaștere și de tehnologie, dar rata de obezitate, cancer, diabet, și în special depresie, este cea mai mare din istoria lumii. Vă întreb. Da. Deci sunt niște elemente importante care stau într-un singur punct, pe care vi-l spun acum. Bunăstare. Dreptul la bunăstare, dacă nu există, atenție ce vă spun, dreptul la bunăstare, dacă nu există, celelalte drepturi sunt vorbe goale. Acolo vreau să vă aduc, pentru că știu că va urma, poate în curând, poate chiar aici, într-o emisiune viitoare, să vă anunțați candidatura la președinția României. De ce nu? Cred că e necesar. O țară puternică trebuie să aibă candidați puternici și pentru că vorbeați de bunăstare, știu că aveți un proiect de țară despre care ați mai vorbit și în alte emisiuni, hrană, apă, energie. Trei elemente pe care ni le propuneți ca un tot, pentru bunăstarea aceea de care la care făceați referire puțin mai devreme. Da. Proiectul de țară aduce bunăstare tuturor cetățenilor țării prin mica proprietate productivă. Pe scurt, proiectul însă este întoarce la rădăcini, la rădăcinile ancestrale, la modul de a te raporta la ceea ce ai primit în dar de la Dumnezeu. Noi nu am primit această țară în dar nici de la Washington, nici de la Bruxelles. Sau mai ne știu unde. Ci am primit-o în dar de la Dumnezeu. Pentru ea s-au jertfit moșii și strămoșii noștri. Ori acest proiect de țară se raportează direct la ceea ce ni s-a dat și avem obligația să ne raportăm prin conștiința noastră la acest element natural dat de Dumnezeu. Noi ne hrănim de la pământ, nu ne hrănim din laborator. Ne hrănim din ceea ce ne-a dat natura, nu din ceea ce ne-a dat laborator. Ori hrana, apă, energie, în primul rând, mai ales pe situația existentă azi în lume, este nișa noastră. Orice ai
țară ai lua astăzi, cel puțin hai să spunem din cea mai rămas din Europa, Anglia, spui finanțe, bănci, Elveția, bănci și ciocolată, Olanda, deci fiecare are ceva, nu? Ori România, nu poți să intri pe această zonă destul de dubioasă din punct de vedere al unor aptitudini în modul în care îți poți procura banii prin furt, ci trebuie să fii promovat prin eleganță, prin demnitate, hrană care nu este mâncare, apă, acolo se află adevărul, în apă. Iar energie este vorba de energia acestui pământ, de energia apei. Nu este musai, așa cum s-a înțeles, ceea ce oricum este, din energia pe care o putem valorifica pentru noi. Ori eu vă spun, în primul rând, această țară noastră nu are cum să nu aibă apă și energie gratis pentru poporul român. Nu are cum, pentru că avem din plin. Noi nu suntem în poziția de a cumpăra ceva. Atât timp când noi am primit acest îndar. Cum poți tu să cumperi apă? Întreb. Apa pe care s-a lăsat-o Dumnezeu, pui preț pe ea. Păi s-a lăsat-o Dumnezeu. Energia, o ai tot lăsată de la Dumnezeu. Tu doar trebuie să, prin mica proprietate productivă, tu doar trebuie să muncești pentru a-ți face hrana ta. Pentru a fi îndestulat, în primul rând, familia ta, comunitatea și țara. Modul în care comunitatea participă în esența ei în a colabora om cu om, să știți că de asta va depinde viitorul. Colaborarea între noi, cărarea între vecini, care a fost, din totdeauna a fost bătută, știți bine, gardurile, cum săreai gardul, nu? Că era nici cât un stat de om, era foarte mic. Special era făcut, pentru că era comunicarea între vecini. Astăzi sunt super garduri înalte, sunt niște cazemate până la capăt, în care cărarea dintre vecini nici nu mai există. De aceea comunicarea este pierdută. Și Dumnezeu ne-a lăsat ca să fim împreună, nu ca să fim separați. Țara și neamul au fost lăsate și au fost create împreună de Dumnezeu ca să nu fie singure din cauza asta. E un aspect filosofic mai mult al proiectului dumneavoastră de nu țară. Este un aspect foarte practic, este aspectul strict legat de economie, pentru că până când nu se va înțelege că pe acest sistem nu se poate structura nimic și trebuie să schimbăm în primul rând, să schimbăm modelul economic care este aveți pierdut. Soluții pentru schimbarea? Păi modelul economic este mica proprietate productivă. Din totdeauna asta s-a înțeles în istorie, de la Thomas Jefferson încoace, că economia este cea care poate să fie motorul bunăstării unei națiuni. Iar economia fără social nu se poate. Ori elementul principal al acestui proiect este schimbarea sistemului, schimbarea modelului economic. Ne întoarcem la mic, la gospodăria țărănească, la meșteșugurile românești, la partea de cultură de care am vorbit la începutul acestei emisiuni. Deci, practic, toată economia se bazează prin noi înșine, prin a valorifica tot ceea ce avem în interesul direct al națiunii române. Tu nu poți să mergi pe lucruri străine care nu ți-au adus decât dezavantaje. De la alimentele care sunt importate, 90% sunt importate alimente, ceea ce înseamnă o crimă la adresa poporului român, aparte de faptul că mănânci plastic, până la toate celelalte elemente necesare traiului zilnic, ajungând astăzi ca noi să nu mai putem construi, nu mai putem face nici măcar scobitori. Adică nimic nu mai este produs în România. Și nemai fiind nimic produs în România, tu nu ai cum să-ți dezvolți bunăstarea țării tale. Dezvolți doar o societate de consum, exact cum v-am spus. Ori consumismul este exact ceea ce se dorește în școală. Ce m-ați întrebat? Școala nu te învață să fii bogat. Te învață să fii sărac. Școala nu te învață ce înseamnă piață liberă, ci ce înseamnă jaful. Școala nu te învață adevărul. Te învață minciuna. Școala nu te învață să fii loial unei cauze. Și cu cât ești mai neloial, cu cât ești mai imoral, cu atât ești promovat.
De aceea tot acest sistem bazat pe fraudă promovează oameni lipsiți de moralitate, promovează hoții, promovează pedofilia, promovează criminalii și cei care refuză să intre în acest sistem sunt înlăturați, ori înlăturați fizic, ori amendați. Ori acest element este pe cale de sfârșit. O lume nouă ni se arată în față și lumea va fi schimbată, pentru că Dumnezeu nu poate să-și lase creația să fie distrusă. Și transformarea și schimbarea în conștiință va fi saltul nostru esențial către o nouă lume. Pe cine vă bazați în structura asta? Vorbeați despre conformitatea celor care se duc în școală. Sigur, proiectul dumneavoastră va putea fi aplicat pe o perioadă mai lungă, într-un timp mai lung. Vă bazați pe acești tineri care nu se mai conformează să ducă la îndeplinire? Tinerii nici vorbă. Tinerii sunt din ce în ce cei mai treziți, v-am spus și la început. Se trezesc din ce în ce mai mulți cu o dorință uriașă de a înțelege că tot aceasta este o mare capcană făcută doar de niște păpușari care prin trenduri și algoritmi au promovat ignoranță. Ori în momentul în care majoritatea se va trezi, va fi o revoltă fără margini, pentru că ei înșiși realizează că viața lor nu mai este sigură pe ceea ce sistemul actual le oferă. Doar minciună, hoție, iei nota 10, treci, nu iei nota 10, nu treci. Nu se poate așa ceva. Vă gândiți că ne apropiem de sfârșitul întâlnirii noastre, dar sigur o să ne mai revedem, să mai discutăm. Vă gândiți totuși și la dificultățile parcursului pe care l-ați putea avea în aplicarea unui asemenea proiect de țară, dacă vă propuneți să candidați la președinția României? Am pus pe televizor un drum extraordinar al României, un drum șerpuit, care probabil că ar putea reprezenta așa simbolistica unui parcurs către viitorul președinte al României. De candidat voi candida, sigur, am să anunț la momentul oportun, însă ceea ce este important e de știut că tot acest sistem se clatină din temelii și drumul dincolo de a fi sinos cum a fost până acum ca să ajungem în acest punct, va fi destul de drept. Pentru că trezirea în conștiință va însemna drumul nostru așa cum ni l-a dat Dumnezeu către libertate. Nu există altă formulă decât cea pe care v-am spus-o. Adică proiectul de țară nu este posibil printre multe altele. Este singura soluție. Hrana, apă, energie este proiectul care nu ne aduce doar bunăstarea, ci ne aduce libertatea atât de mult râvnită de toți înaintașii noștri și de fapt de toată istoria acestui popor. Vă e frică că nu o să puteți să-i convingeți pe tineri? Frică n-are cum să-mi fie. Poate să-mi fie doar curaj. Curajul este dat de trezirea tinerilor, pe care îi văd din ce în ce mai mulți doritori să schimbe, cel mai foarte mulți doritori să fie angajați într-un proiect mare de țară, foarte mulți angajați într-o acțiune decisivă privitor la soarta acestei țări și nu e decât să fiu încurajat pentru a acționa și niciun caz, oricum nu are de ce să-ți fie frică. Cert este un lucru că viața, așa cum spunea Bălcescu, nu merită trăită dacă o trăiești în genunchi în fața altora. Și tinerii din ziua de astăzi, tinerii din România, realizează pe deplin acest lucru și nu vor să mai stea în sistemul care nu a făcut altceva decât i-a înjosit și i-a umilit. Cel mai important lucru pentru mine ca președinte este să aduc cultul onoare și a demnității într-o țară care l-a pierdut pentru că a acceptat prin lacheii de serviciu să se supună unui sistem care se vede din avion că este deja în cădere liberă. O să vă bazați, ca ultimă întrebare, o să vă bazați și pe milioanele de români de afară care sunt unii dezorientați, unii au plecat pentru mai bine, așa cred ei, au plecat pentru mai bine, alții chiar au găsit binele dincolo. Cum facem să-i aducem
pe linia pe care o propuneți dumneavoastră? Îi înțeleg profund, nu poți să îi soliciți decât atunci când simte inconștiință. Diaspora clar nu este o țară. Diaspora a fost o șansă a fiecăruia să își ofere creativitatea, pentru că aici este genialitatea ființei umane, cum v-am spus, prin conștiință, și să-și ofere creativitatea lui Dumnezeu prin ceea ce face, orice, dar numai să o facă el din sufletul lui, și toți, absolut toți, se vor întoarce în țară. Sunt pentru că convins. Aici sunt ferm convins. Aici este căminul lor, aici este hrana lor, aici este apa lor. Apa nu înseamnă doar H2O. Apa înseamnă informație. Și toată diaspora românească este avidă după informația milenară acestui pământ. Și toți au nevoie de energie. Energia nu putem să o găsim decât împreună. Numai și numai prin armonie te poți vindeca. Este imposibil altfel. Și armonia vine atunci când suntem împreună. Așa cum la 1821 s-a spus libertate, 1848 s-a adăugat proprietate, 2024 va fi unitate, iubire și lumină. Îmi place cum ați spus. Permiteți-mi să vă strâng mâna. Vă urez mult succes și, așa cum am spus telespectatorilor noștri la începutul întâlnirii, mi-ați făcut o emisiune extrem de ușoară, pentru că energia pe care o aveți transmițând mesajul acesta de proiect de țară, hrană, apă, energie, cred că ar trebui să o, îl preluăm cu toții, să o preluăm cu toții această energie, pentru că e nevoie să fim uniți și liberi, așa cum ne-ați spus. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența în studioul nostru. La revedere!